Las pe toate celelalte, nu mă mai cert, mă culc, îmi iau pastile, dar țigara nu o las. Și eu las țigara așa. Dar eu nu vreau să mă las de fumat. Am și eu un viciu în viața asta, nu mă las. Ce înseamnă meningioma? A zis că am meningioma. O să aflu și spun. Și a zis că din cauza asta am început să am astea mai dese. Știi unde la ce mă gândesc? Eu atum mare pe creier. Unde-i toată lumea? Și e întuneric în casă. Vreau să merg până la baie. Ce zic, blezică? Cum? Bine. Nu mi s-a mai întâmplat până acum. Cu siguranță, dacă până acum n-am avut grijă de mine, o să am 1000%, nu 100%. Nu vreau să mă mai enervez și nu o să mai fac nici exces de ce nu am voie. Simți că vrei să pleci acasă? Nu. Dacă pot să plec o dată cu Blaze, e perfectă. Singură nu vreau să plec. Dar experiența din noaptea trecută mi-a dat un scurt circuit. Mama ta e foarte îngrijorată. Mi-a zis Blaze că a vorbit cu ea și a spus să nu mai stau aici. Dar eu nu vreau asta. Nu las singur pe Blaze cu cervei. Nu știu cât am avut, 14 ani sau 15 ani. Am avut malaria și n-am știut. Am avut malaria. Așa am fost, așa. Eu nu sunt fric. Nu mi-e frică, da, deloc. Dar vreau să abțin țigara la... Nu ți-e frică ție, dar pentru Iza ți-e frică acum. Da, i-a făcut analizare. Analize. Și are ceva aici în creier. Pentru că ea a zis, ea nu o să mai bea, oricum ea nu bea alcool, cola, ciocolata, orice. Dar ea o să mai fumează. Am zis, asta e degeaba. Pentru că țigara are nicotin. Dacă nu bei alcool, nu mai bei cafea și mai fumează, e degeaba. Pentru că dacă ai ceva aici cumva, ori un pic din nicotin ajuns acolo, e problema pentru tine. Nu știu, vreau să fii lângă ea, să ajut. Oricum o să înțeleagă și ea până la urmă și nu. Dacă din cauza asta e o problemă pentru că fumează și se afectează sănătatea, nu o să mai fumeze și aia. Viața asta e o dată. Dacă avem viața de două ori, ok, bine, fumez. Alo? Bună ziua! Aș vrea să fie, dar noi. Zi-mi cum ești. Mamă, știu ce ai văzut, știu că ai aflat, știu, dar am făcut exces de nervi, de ciocolată, am mâncat ciocolată și de cola. Tu vrei să mor și nu știi cum? Nu vreau să mor și tu știi asta, știu că ești supărată, știu că ești îngrijorată. Nu sunt supărată, nu. Sunt obosită psihic. Rugămintea mea la tine, cea mai mare, trebuie să strângi bagajul. Acasă. Nu vreau să merg acasă, punct. Nu. Eu nu-l las pe Blaze singur în casă aici, nu-l las. Dacă plecăm împreună acum, nu am nicio problemă. Dar aici, singur în casă, nu-l las. Poți să-mi spui tu ce vrei și toată lumea. Vrea să rezolvi problemele medicale. Păi asta încerc să-ți explic. Am vorbit aici, deja, și o să merg aici să-mi fac controlele de care am nevoie. Noi când am venit aici, am semnat un contract. Nu putem să plecăm de capul nostru. Da, putem să plecăm de capul nostru, dar eu nu am chef să plătesc ce? Despăgubiri că am plecat eu de nebună? Nu vreau așa ceva. Dacă tu părăsiști această competiție, în condițiile de față, este un caz de forță majoră și... Da, eu și Blaze. Nu e un caz de... Blaze nu are nicio problemă. Vezi? Blaze vrea să pleci acasă, tu. Situația cu Blaze o să o discut cu el. Am discutat deja când am plecat de la spital. I-am zis, nu e cazul. Tu ai acolo stipulat în aia, că pe caz așa îți poate da drumul acasă. Și cum plec din casa asta? Ori cu Blaze de mână, ori cu picioarele înainte. Na. A, da. Bine atunci. Bine, mamă, hai că vorbim. Calmează-te. Aveți grijă, vă pup. Și eu. Da. În cazul acesta... Mai ai timp să te gândești? Dar n-am la ce să mă gândesc. Știu 100% că nu îl las pe Blaze singur aici. Niciodată. Nu există așa ceva. Știu că nici el nu ar pleca dacă ar avea ce am eu acum și nu m-ar lăsa singur aici. Știu asta. Ori plec Blaze de mână, eliminați fiind și așa, ori nu, stau cu el. Am vorbit cu mama. Și mi-a zis că mâine vine să mă ia acasă. Ia mine? Mm-hmm. I-am zis că nu merg acasă, nu te las aici singur. Iza, ai zis că... casă. Ești tu? Da, eu. Da. Oriunde cu mine, da? Da. Nu te las singur. O să plec cu tine. Nu. Și eu plecăm împreună. Nu. Dacă eu spun acum, eu vreau să plec. Eu, nu tu, acum eu vreau să plec. Mm-hmm. Nu vii cu mine.
Ba da, pe altul când ți-am spus. E același chestie, dacă mama ta a zis... Babe, nu vreau să plec acum, nu, tu nu înțelegi. Pentru că știu că tu vrei să pleci acum din cauza mea. Nu vreau, ai un contract semnat și vreau să fim ok. Nu vreau să plătești despăgubiri, pentru ce? I-a zis, nu o să mai bea cafea, cola, ciocolată. Ai zis, nu o să mai fumez. Mult mai puține. Țigare care tu fumezi tare, știu. Dacă eu o să fiu în locul tău, adică tot ce ai pățit, am pățit. Și tu mi-ai zis, Blaze, nu mai fumezi, poate o săptămână o să fac asta pentru tine. Îmi pare rău, pentru că v-am speriat pe toți. Este de înțeles îngrijorarea mamei, îngrijorarea familiei tale, pentru că nu e plăcut să-ți vezi copilul trecând prin așa ceva. Așa cum ți-au spus și colegii mei, nu se pune problema de nicio despăgubire să plătești. Eu, un caz de forță majoră, problem, sănătatea, am spus-o și el, sănătatea voastră este mai presus de orice pe lumea asta. Și de contracte. Nu trebuie să mai pronunțați cuvântul contract, că nu despre asta este vorba. Pe de altă parte, dacă era ceva extrem de grav, cei de la spital nu o lăsau pe Izabela să plece. Stai că avem un mesaj la mama Izabela care spune ce? Dacă vorbiți cu Izabela, să-i spuneți că nu are nimic la acea tomografie. Nu e nimic despre ea. Deci nu e tumoră în niciun caz, asta ți-am spus și eu de ieri. Mama a vorbit cu un neurolog. Deci probabil că s-a liniștit și mama. Da, s-a liniștit și mama, de asta zic. Și colegii mei au luat legătura cu un neurolog. Nu e nimic care să-ți pună viața în pericol la modul real. Pe de altă parte, te rog acum și să faci o promisiune de față cu toți și de față cu Blaze, care a tremurat acolo lângă spital. Sunt niște condiții pe care ți le impunem noi, care nu sunt în contract, dar sunt așa, cum să spun, umane. Vreau să te rog să-mi promiți că nu mai bei cafea, nu mai mănânci ciocolată, nu mai bei alcool și, oricât de greu ți s-ar părea, să nu mai fumezi. Nu. Vă promit tot ce vreți dumneavoastră, dar țigări nu mă las. 2-3 țigări pe zi, ok. Cel puțin aici în casă. Când ies afară, le las de tot. Aici nu pot. Trebuie să înțelegi că știu. E o chestie care nu e plăcută pentru nimeni. Știu asta. Trebuie să te protejezi singură. Nu poate nimeni să te lege să nu mai fumezi. Da, măcar cât ești aici în competiție de dragul lui Blaze, să faci tot ce se poate. Da, am vorbit deja cu el despre asta. Și da, legătura e diagnosticul pe care tu l-ai primit și pe care l-a spus și doctorul în momentul în care ai făcut acele crize și pe care nu știai, dar este ok. Boala pe care o ai, o au foarte mulți oameni, există tratament, au vieți normale, sunt femei care nasc, au copii cu diagnosticul pe care tu l-ai primit, este ok, doar că trebuie să înțelegi că sunt niște restricții peste care nu poți să treci. Poate te ajută să te lași de fumat. Dacă fumezi astăzi 3 țigări, mâine 2, poimine una și tot așa, da. Asta te va ajuta să te lași și de fumat. Bun, așadar rămâneți în competiție, da? Da. Ok, bine. Luăm o pauză.